Ce vezi acolo, Victor? Păi eu nu mă laudare așa. Păi e un ocean. Salutare, prieteni! De câteva zile ne tot pregătim. Andrei a pregătit toate bagajele, copiii foarte entuziasmați pentru că astăzi mergem la mare! În sfârșit, după atâta timp! De vreo 4 ani, de câți ani am mai fost la mare? Cine știe? În orice caz, copiii erau mici și nu ne place să mergem de acasă, cum am mai zis și în alte vloguri. Dar ne place tare mult să îi vedem pe ei bucurându-se și s-au bucurat fenomenal de tare la mare data trecută. Așa că sperăm și data asta să se bucure măcar ca și data trecută. Pentru că de acum 4 ani când am fost noi la mare, deja suntem și vloggeri, o să vă ducem cu noi în călătorie. Dar vreau să vă spun că eu mă duc de acasă cu inima grea. Ca țăranul ăla de demult, mi-am pus o grămadă de apă cu mine, că nu pot bea apă numai din fântâna mea. M-am dus de dimineață și m-am plimbat pe între pomi, n-o fost nici pe cald ca în alte zile. Unde mă duc eu la mare pără că ore asta zic, ce fac eu acolo, pomii mei oare puteau ori crește, trăi ori fără mine. M-am dus și pe la animale, nu le-am zis lor unde o-i mere, că n-am vrut să le țin tot îngrijorate, să stea de grija mea când o-i vini. Dar cred că Măriuca au știut, că atât au omugit după mine și s-au tot uitat așa parcă cu reproșuri. Unde te duci fără mine? Unde meri? O omugit după mine de zine și că ce vrea să mă bată? Nu. Da, caprele le-am zis la final, le-am zis la capre, pa, fetele tăte, bă, bă, bă. No. Deci pot să zic că mi-am luat la revedere de la toată lumea. Am lăsat un om vrednic la animale, că l-am convins pe tata până la urmă să vină de la Oradea să stea de pază la ele. O făcut și proba, vă dau să le omul singur, nu s-o plâns pe tare de mâinuri să-l doară. Și l-am văzut că se descurcă, așa că merem liniștiți către mare, sperăm să avem o călătorie liniștită și plăcută. Vă luăm alături de noi să vedeți ce facem noi țăranii din Maramureș când merem la mare. Că probabil noi facem lucrurile altfel decât voi. Așa că urmăriți acest video fiecare minut și va fi probabil în mai multe părți. Prima parte e drumul spre mare, vedem ce vor fi, vedem cum vor fi celelalte părți. Apoi hotelul. Așa că video de astăzi se intitulează Drumul spre mare. Vă invităm alături de noi și vă dorim vizionare plăcută. Abonați-vă la Orășan la Țară dacă nu sunteți încă parte din familia asta Orășan la Țară. Și hai să-i dăm bătaie. Lăsați-mă că mi-e foame, e 7 dimineața și eu dacă am băut apă deja e gata. Oare bine ori fi animalele până vin? Nu știu, dar mi se pare că ai mușcat din niște staniol. Se pare, mă. Să-i spun eu. Filmează că nu mai vede peisajul așa frumos pe acolo în sud. Suntem în concediu, așa dragă? Și vizităm un pic cetatea asta să vedem dacă ne primește aici cu funcție de domnitor și de domnitoare, nu? Clar. Să ne dea un loc de muncă aici, să nu mai merg la capre și la beiguliță. La muncă nu. La muncă nu. La muncă nu. Vedem. În sfârșit suntem fără muncă și am optat la muncă, vrei? Și poate ne găsim un loc de muncă mai bun. Lasă-te. Regina Maria și Ferdinand I. Da. Îi cunoști? Elisabeta. Maria. Te cunoști personal cu ei? Nu, da. Sau numai din cărțile de istorie? Regina Maria a fost o personalitate foarte marcantă a țării noastre. Din cărțile mele preferate e despre construirea unei catedrale și cât de greu se construiește, uite, toată construită din piatră, și cartea care am citit-o și m-a fascinat era despre cum au descoperit ei arcurile astea de deasupra. Cum le-au descoperit? Ca să facă bolțile astea, că nu aveau atunci acoperișuri. Uite, la un gol așa de mare, între stâlpi, uite ce boltă mare au făcut. Trebuie niște schele imense și pietrele tăiate să se susțină una pe alta. De carte. Ia uite aici cripta. Uite cripta. Haideți să vedeți! Uite, Victor! Aia de acolo toată e o orgă cu tuburi! Orga cu tuburi! Vezi? Cineva cântă la ea! Să vedem dacă te putem urca pe scara aia, că dacă nu este barieră, probabil că putem urca încet, cu grijă. Acolo e pian. Da, orga. Cred că e închis. Uite, deschis. Hai să mergem un pic să ne uităm. Nimic. Era deschis. Doar ne uităm, era deschis. Uite ce frumoase sunt tuburile. am zis la Victor, Sofia. Ce? Uite, spațiul ăsta era așa de îngust că acolo unde stai tu putea sta un singur cavaler și păzea tot turnul, că nu putea să intre de ăștia. Era atâta de drept aici, cineva care trebuia să atace acolo nu putea să treacă, de un singur cavaler se apăra cu orice acolo. Acolo după el, poate era în spate, era armele. Da? El își punea armele și aici se putea apăra de orice dușman, Victor. Puteau să fie 100 de soldați aici, că numai câte unul pe rând puteau trece. Înțelegi? Și câte unul pe rând, ăla de sus se tătă în pungea. Bereți înapoi, bereți înapoi. Știi? Capul e cu capul la tare. Hai să vezi ce fain e aici. Pe bază de pe. Du-te. Hai să ne luăm bilete. La Victor, acum este orice tur. Deși la Sofia, că poate ne controlează cineva sus. Hai, mami. Cât de râs? Sunt destule pentru toată lumea. Hai, cu grijă să nu pierdeți biletele, să nu vă accidentați. Wow! Du-te! Vital, tu vei mâine. Bine. Ia auzi. Mami, în cap? Vai, scările, uite așa, știi? Și alunece. Hai, ține-te bine și dă-i înainte. Du-te. Ăla-i turnul, da? Haide. Clopotul în vârf. Da, mă, ce vă grăbiți. Unde tot urcați, mă? Nu vreți să mai mereți și în jos? Unde vrei să urci? Voi. Să sună clopotele. Nu-i voie. Nu-i voie. Ba de ce? Nu-i voie, acolo e închis. Oh! Uite-și jos. Nu, dragă? Ai vrut la catedrală. Și ce facem cu biletele astea? Le păstrăm. În următoarea zile, când am venit la Alba Carolina. Dar cu cine a ajutat? Cu ce te-a ajutat? Te-a dat voie să urci aici în turn, să vezi ce îi. E bine. Uite, a, nu se poate. De ce nu puteam urca simplu așa? Păi așa se urcă, e singurul mod de urcare. Și astea pentru ce sunt aici? Alea sunt lanțurile cu care sună clopotul, crede. Tu l-ai pe al tău. Păi de ce dacă e? Nu scriu. Da? V-a plăcut? Eu mai vreau un bilet. E nostru. Ceva un pot diferit aici, vezi? Ce? Că aici sunt niște arcade, uite. Deci se poate să fi fost geamul, care s-a umplut ulterior, știi? Aha. pentru a facilita accesul. Nu știu ce-o făcut, ceva a fost. Nu-i deschis, nu umbla. Dacă este lăcat, înseamnă că e interzis acolo accesul. Haideți aici. Haide acolo, Victor. Uite, ce-i acolo? Uite și te uite pe geam. Mergeți și vă uitați pe geam, dar nu vă rezemați de el. Haideți să-mi jos. Ce-i jos de el frumos? Dar eu sunt eu. Ce vezi acolo, Sofia? Clujul. Nu umbla. Wow, ce tare. Uite, hai să vezi. Ca și niște solzi de pește ai făcut acolo. Vezi? Piatra? Da. Nu zici că umblu cu banii pe aici. Când să trecem prin poarta aia vreau, în rangul ăla de la poartă și să mergem un pic pe pod, să ne uităm stânga-dreapta. Apoi mergem, că am văzut de aici, foarte frumos se vede panorama. Dar ce trebuie, în colciuze? Nu ce doar de capre? Nu se bucură când am urcat în sus. De capre, nu se doar. Ce capre? Ale mele capre. N-avem capre, astăzi n-avem mâine, poi mâine. O săptămână n-avem capre. Păi noi avem, eu am. Hai să-l punăm pe sofut, o să vedem cum se descurcă cu ele din turnul. Cum ești? Bine. Te-ai descurcat? Bine, ne-am oprit pe la Alba Iulia să vedem asta, cetatea Alba Carolina. Ne-am suit aici în catedrala asta, suntem chiar în turn, acum ne uităm pe dealata. Oprește. Vine furtuna, trebuie să ne grăbim. Dar vreau să vedem gangul ăsta de la cetate. Și uite acolo sus am fost noi. Hai, să mergem aici să vedem ce-i. Un soldat care păzește cetatea. Nu umbla acolo. Ha. Cu roțile astea se ridică placa asta din fața cetății, Victor. Vezi? Se învârte de roți și se ridică placa asta. Cum se învârte? Păi uite, intra cineva pe acolo și aici se ridica podețul ăsta, uite. Se strângea acolo pe roțile alea și bloca poarta. Hai să încercăm să rotim. Ia, uite ce piesă mare este acolo. O, uite că și acolo este ceva. Aha. Foarte mare cetatea, Victor. Foarte mare și frumos reabilitată. Nu, dragă, mai stăm sau merem? Păi unde vrei să mergi? Păi au traseu întreg pe acolo, cu tunuri, cu soldați, cu... Și vrei să mergem? Hai să-ți arăt acolo un gentilom și o doamnă. Am văzut. Nu, eu n-am văzut. Hai, Sofie, să-ți arăt. știe ce model e tancul ăsta. E un model foarte vechi. E ca de muzeu. Lumina de la capătul tunelului. Trebuie să facă tunel pe sub casa aceea de pe dealul. Lucrăm în ture noi. Suntem șoferi profesioniști și lucrăm în ture. Am intrat schimbul 2 acum. Da. Eu am condus așa cât s-o putut până aici, pe autostradă, pe la Cluj, pe la Alba Iulia și acum o las pe Andreea pe Valea Oltului, că da, ei îi place pe drumurile naționale. Da, mie nu-mi place deloc viteza, mă stresează la maxim și atunci. Da, pe du-te mai încet. Aici am văzut noi niște bușteni foarte, foarte groși, de 1 metru și ceva erau. Ce-i cu erau trași pe marginea drumului și nu mai văzusem eu bușteni așa mari până acum. Peste cerul ar fi părinte. Lotru. Dar nu-i smeura aia oare? Sprăbuță, nu-i smeura. Păi să fie smeura. Uite ce frumoase. Wow, ce frumoase, frumoase! Bateți joc, că nu știu ce am vrut să zic exact. Aia e, că tu de multe ori nu știi ce ai vrut să zici. Dar fii atentă la condus, că păi da, să nu le spun la copii că Valea Oltului e cea mai periculoasă zonă din țară. Eu mă concentrez la drum, acum nu mă mai gândesc la frumoase. Da, e printre cel mai periculos drum din România. Și noi de ce mergem fix pe aici? Deja e a 4-a poliție. Pentru că e singurul, e printre puținele circuite de a merge din nord în sud. Trebuie să circulăm cu foarte mare atenție, de-aia am lăsat-o pe mămică, dar că ea știe, conduce foarte frumos cu 65 la oră. Și ne duce în siguranță pe toți. Până la mare! Dragilor, suntem în județul Argeș pe niște drumuri naționale foarte, foarte rele. Pe aici pe sate ne-a băgat Waze-ul pentru a evita un trafic infernal. Și suntem foarte fascinați de niște troițe care se găsesc în zona județului Argeș. Foarte multe, poate că vreo 10, 15, 20 în câte un sat. Troițe din astea care, cum au putut, prin puterea credinței, câte o icoană și hai să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă aici, că am găsit una în afara satului. Am găsit una, cam oamenii le fac, mai noi, mai din bolțar, mai cu gresie, mai cu faianță, mai cu iluminat. Dar uite-te că este și câte una bătrânească, foarte veche și suntem interesați să vedem cum arată una de asta. Și dacă sunteți de aici, din zonă și ne puteți da detalii, ce înseamnă această troiță? Scrieți-ne în comentarii, să știm și noi. Probabil că are de-a face cu morții și cu, eu știu, credința oamenilor și dorința de a-i aminti. Asta e chiar lângă un cimitir, uite. Nu știu dacă e cimitir. Cimitir să fie aici sau numai pomenirea unor morți. Dar oricum, în zona noastră Maramureș nu vedem așa ceva și suntem cumva mirați de stilul ăsta de credință din zona Argeș. Așa că dacă sunteți de aici și puteți să ne dați detalii, spuneți-ne cât de multe despre acest fenomen. Troițe, la noi se fac dintr-o cruce sculptată, uneori din lemn, alteori din marmură, alteori din granit. Și ne-am oprit să vă arătăm chestia asta, dacă nu sunteți din Argeș. Facem o pauză sau mergem mai departe? Facem o pauză să mergem să facem. Faceți bine, faceți, hai. Dar putem merge. Ce? Asta porumb sau usturoi? Scris ceva, dați-vă la. Seamănă cu un usturoi, dar e porumb de fapt. Cam slăbuț porumbul pe vremea asta. La noi e porumbul de 1 metru și stufos. Da. Asta e ăla, tati. Porumbițe? Da. Probabil ceva porumbele sau ceva fructe sălbatice. Foarte interesant e șurile astea în timp, în stil sudist. Și de astea vedem foarte multe și le observăm. Mi se pare interesant să vedem altfel de șurb în părțile astea, pentru că la noi șurile sunt lungi, înalte. Să văd că la ei e făcut din cărămidă jos și deasupra fânarul cu înălțarea aia din lemn. Interesant. Mai vrea cineva din asta? Hello! Suntem la cazare în Pitești. Tocmai am dormit și ne-am trezit la 5 și ceva. Cum ai dormit, dragă? Da, foarte bine. Știi cum am trezit pe tati? Stai să văd cum ai dormit. Uite, mămica ta și-a adus perini de acasă și mie mi-a adus o plapumă și o perine. Am adormit destul de rapid pentru că n-am avut să purtăm grija caprelor, n-o lătra câinii lângă noi, n-o băuna pisicile, așa, dragă? Da. Nu. O lătrat mașinile. Mașinile au rătrat pentru că drumul e la vreo 15 metri în partea aia. Suntem în curte, în partea din spate, dar se tot aud mașinile. Am avut o călătorie bună până aici și ne-a plăcut, a fost interesant. Așa e, Victor? Am parcurs până acum 7 județe, mai avem 3. Da, de... Sofia numără... Dacă merge pe cred. Sofia numără județele, se tot uită prin câte județe trecem ca să se poată lăuda la colegi. Dar pe noi nu asta ne interesează, pe noi ne interesează să ajungem în siguranță la destinație. O trebuie să traversăm Valea Oltului și cam pe la mijlocul văii le-am spus copiilor că e printre cele mai periculoase drumuri din România, după care auzeam doar când ajungem, când plecăm, când ieșim de aici. Din păcate n-am adus trepiedul, așa că folosim mâna ca extensie. Ce ți-a plăcut, dragă, pe drum până aici? Pe drum a fost foarte interesant că GPS-ul ne-a băgat pe o rută ocolitoare, că era ceva... Pentru a evita aglomerație. Și apoi tot mai încetuc, cu mașina am putut să ne uităm în curtea omului, că ce are. Și se vede o diferență foarte mare dintre arhitectura Maramureșului și arhitectura din zona Argeșului. Mi-a plăcut foarte mult arcadele alea, care erau un motiv foarte... La intrările din case? Da, la case. Da, nu toate, da, dar unele aveau bolțile alea, ca la mănăstirea Curtei de Argeș. Și stâlpișorii aia de rotunzi, așa. Dar, în același timp, per total, cred că ne-am dat seama cât de... o tipologie, așa, tipologia omului care s-a dus pe dincolo și și-a făcut câte ceva pe lângă casă, și-a îngrijit și au investit în casele lor. Apoi avem oamenii care au plecat pe dincolo și nu mai investit absolut nimic în coace. Cine știe pe unde s-a pierdut și ce s-a întâmplat. Da, deci se vede clar puterea de cumpărare a omului care merge afară și puterea lucrată. Tu vezi case făcute așa pe rând și din diverse materiale și oamenii care cum au putut. Da, și în același timp arhitectura veche se vede că toată lumea făcea cam în același stil. Apoi după anii 90 toată lumea o mai mers pe dincolo și atâtea stiluri și atâtea feluri de case și idei și toată lumea a avut altă idee și aci găsești lugar de plasă, ci de unul de lemn, aci unul de marmură, aci unul de... E un haos total, chiar ziceam că asta e... Cred că e specific la... Concluzia noastră era că și părțile astea ale țării sunt frumoase, da, oameni interesanți, oameni cu chestia asta e peste tot, că și în Maramureș tot așa. Poate că nouă ne-o sărim mai tare în priviri casele mai părăsite și caracteristicile astea de care vorbeam, că sunt case și foarte frumoase și foarte moderne și mari și mici, Nu e o diferență. Sigur că poate drumurile sunt un pic mai bune la noi în Ardeal, însă ne place zona, ne-a plăcut să trecem pe aici așa încet, încet. Da, a fost foarte interesant, mai ales troițele alea la tot. La fiecare răscruce de drum sau la fiecare curbă găsești câte o troiță. Adică așa un monument memorabil pentru cei care s-au dus. Am avut o fază care nu mi-a plăcut și asta mi-a dat cumva niște semnale de alarmă, pentru că la un moment dat eram pe drum drept și ieșeam din sat, porneam să accelerez mai tare și mă trezesc cu unul din spate, că m-am uitat așa ca... M-am uitat să mă asigur, m-am uitat și în oglindă și îl văd pe unul în depășire și mă uit în față și era unul la 100 și ceva de metri și ăla venea tot. Deci m-am... ca să-i fac loc la acel din spate, care l-am văzut că se angajase și el agresiv în depășire, m-am tras pe marginea drumului, m-am tras pe pietriș. Așa și-am frânat. Și el a trecut pe lângă mine și m-a claxonat el pe mine. Ca și cum, ce faci, bă? Deci oamenii mai sunt și ciudați. Mai sunt și ciudați prin părțile astea. Așa e când merg la drum, te întâlnești cu tot felul de șoferi haotici. Da. Suntem în Pitești și pornim la drum mai departe, că odraslele astea sunt foarte nerăbdători să ajungă la Maramureș. Să-și bage picioarele în apă. Nu, nu, numai picioarele. După picioarele. Până și capul. Până și capul, nu? Hai să mergem. Podul de acolo e Anghel Saligny, făcut de Anghel Saligny. Ia, asta e Dunărea, iarăși. Uite ce înflorită e floarea soarelui la Constanța. Albinele mele, dacă le luam cu mine. Faină floare, faină. Muchetă, calculez cum ai fi putut să le aduci cu tine. Banda din stânga blocată. Îmi pare rău că nu le-am adus, no, dar avem loc deasupra. Dragă, și tot nu te poți opri din aranjat, ești ca o albinuță. Da, păi avem multe lucruri și în apartamentul ăsta, ce l-am închiriat, e atât de frumos și de primitor și de curat și de... și vreau să le pun repede totul la loc. Ca să fie ordine. Ca să fie ordine și să putem să ne relaxăm. Și ia ce am aici eu cu ordinea asta ta, eu nu pot trăi numai, nici papuci n-am vrea să le las, numai unde mă aștept. Acum vii. Și când ești flămând tare, vii aici și avem aici o selecție de mai multe tipuri de mâncare sănătoasă. Auzi, cea mai frumoasă selecție pentru mine e aparatul ăsta care suflă de aici. Da, mai bine. Dacă de-aia tot stau aici la bucătărie, că suflă ăsta ar fi fain să ne punem și noi acasă. Foarte fain, da. Trebuie. Da. Deci am ajuns. Am ajuns cu bine. Suntem un pic obosiți. Hai să le arătăm la mamei așa un pic casa asta. Că prețul a fost foarte bun, suntem aproape de mare și e foarte frumos. Foarte curat, bloc nou, canapia spațioasă pentru copii sau pentru noi, aer condiționat, televizor în cameră, intrarea e pacii, dulap foarte spațios, unde deja ne-am pus hainele. Și un bărbat foarte musculos care... care de-abia încape. Nu, că eu încap bine. Baia e frumoasă. Baia micuță, frumoasă, îmi pare rău că n-are geam, dar e ok. Curat, nou, totul funcționează perfect. Copiii nu vin la pachet, copiii s-a noștri. Așa, și asta e cealaltă cameră, fără climă, dar suficient de așa pentru două persoane. Nu vreau să te filmez dacă ești dezbrăcat, Victor. Ești fără tricou. Da. o bucătărioară, e un fel de garsonieră sau apartament cu o cameră? E apartament cu o cameră și living cu bucătărie și tot ce frumos. E da, dar e amenajat frumos și sunt de toate. Este plită, electrică, aparat de cafea, aparat de toast, aparat de prăjit pâinea. Da. Dragilor, am ajuns, suntem liniștiți. Am intrat în cameră, în apartament, copii, cum am intrat, cum... No, când merem, am zis exact acum. Bineînțeles că eram sarcastică, dar... Mai stăm un pic la 19 grade. Dar am ajuns, suntem bine, totul e perfect, suntem atâta de relaxați. Și suntem cu gândul tot la mare, acum la apă, așa că ne strângem pe aici, vă salutăm, vă dorim și vouă o vară minunată, că noi cu siguranță avem. Nu uitați să ne scrieți în comentarii unde plecați voi în vara asta, pentru că noi de mult n-am mai plecat. De 4 ani așteptăm să ajungem din nou la mare. De 4 ani tot așteptăm, da. Suntem și cu gândul acasă, pentru că, bineînțeles, că e greu să te desparți de toată situația de acasă. Așa că nu uitați să vă abonați. Video următor va fi un video minunat despre toată distracția noastră. Noi vă salutăm și ne vedem data viitoare. Pa, pa!